Prin introducerea cardurilor la producători se vrea eliminarea speculanților din piețe și încurajarea țăranilor de a-și vinde marfa. Mai precis, adevărații producători vor avea un card pe baza căruia se va putea vedea la orice moment de pe ce parcelă a fost obținută marfa, cui aparține și cum a fost obținută, dar și ce cantități au disponibile la vânzare. Dacă Ministerul Agriculturii dorește să facă astfel ordine în piață, producătorii se tem că măsura nu va produce decât haos și dezordine. De aceeași părere este și șeful piețelor din Câmpul Lung, invitat la emisiunea Obiectiv Muștelean, Ion Blădescu, a explicat și de ce. A apărut o ordonanță de guvern, nu știu cât va lua, că va impune înlocuirea certificatelor de producător acum cu niște carduri care să fie citite la intrare în piață, încă nu știu ce să va... Noi nu, și vorbeam și cu colegii din țară, nu agrem, chiar nu înțelegem dacă aceasta este o soluție bună. Nu știu cum poate să încurajeze producătorii din țară. Nu știu. Producătorii, în general, sunt cei care se plâng de faptul că atunci când ajung cu marfa în piață, nu la noi neapărat, vorbim la modul general de producători, când ajung cu marfa în piață, sunt împiedicați de comercianți să-și vândă produsele. Le oferă un preț angro și, practic, îi exclud de pe piață. Și probabil că asta se urmărește să se evite pe viitor? Nu știu. Dacă guvernarea sau cei care conduc hotărăsc înființarea unor centre de colectare, cum erau pe vremuri, da, unde producătorul să-și ducă produsul și să ofere acolo un preț și de acolo să le ia comerciantul, sau... e o chestie bună. Dacă dar n-ar fi mai bine să vândă producătorul, că ar fi prețul mai mic? Eu știu, nu știu. Ați avut situație? Haideți să vă, din experiența pe care o am, toată lumea vrea producătorul, dar să știți că producătorul se orientează și el, dacă e singur sau urcă prețul automat. Deci totdeauna, să știți, echilibru se menține între producător și comerciant. Asta este, vă spun, din experiența... Producătorul se ia după comerciant și ridică prețul? Nu, el vine cu un anumit preț. Deja stabilit de acasă, ca să scoată cheltuielile. Dar dacă în piață vede că acel produs poate să are un preț mai mare decât l-a gândit, el automat și-l pune. Deci am văzut, am discutat și cu cei din Olt. Eu am bine, sunt acuzat de comercianții din piața Câmpul Lung sau Câmpul Lungeni că țin cu cei din afara orașului, în speță cu oltenii. Și le-am spus că eu încerc să fiu totdeauna echidistant. Dar nici nu pot să exclud. Nici producătorii nu consideră că implementarea acestui proiect o să fie o reușită, ba mai mult, aceștia preconizează că munca lor va fi mai mult îngreunată. Este un lucru foarte bun, dar nu știu dacă se poate pune în practică la noi, pentru că, de exemplu, un solar produce 3-4 culturi pe an. Cine strece 3-4 culturi pe cardul acela? Totodată și afară, dacă folosești folie, poți să scoți două culturi pe același teren. Cine strece lucrurile acestea pe card? E un lucru foarte bun, pentru că prin asta se elimină intermediarii, cei care nu au nimic. Dar nu știu, știți dumneavoastră cum e România. Orice minune ține 3 zile. Credeți că e benefică producătorilor, în primul rând? Pentru producători este foarte benefică, dar știți ce se întâmplă? Nu știu cum va funcționa lucrul acesta. Că dacă vii cu cardul la piață și să scântărești marfa care o ai pe card și seara când pleci să o cântărești iară ce vinzi, înseamnă că trebuie să stăm toată noaptea aici, să ne cântărim marfa. Și s-ar face coadă, vă dați seama că nu pot să-mi dau seama cum se scade marfa după card, cum poți să bagi marfa, adică sunt niște lucruri care noi, producătorii, suntem prost informați. Deci în privința aceasta. Oricum trebuie să se găsească o modalitate ca producătorii să nu mai fie, știu eu, oarecum oropsiți. Nu sunt producătorii oropsiți. Producătorii nu sunt oropsiți în pricina aceasta. Producătorii sunt oropsiți pentru că noi nu avem create condiții. Statul ar trebui să investească în piețe, să le modernizeze, pentru că sunt ale statului. Nu sunt piețe private. Într-o piață privată poți să te duci cu un card și să-l bagi acolo, dar ce folos este pentru noi că băgăm un card electronic și sunt atâtea piețe? Asta e o piață care totuși arată cât își dă că bine, dar sunt alte piețe unde să duc omul, să duce afară și vinde. Vă dați seama, iarna îți îngheață marfa.
în târguri. Te duci cu marfa în târg, vinzi pe marginea străzii. Unde bași cardul? Astea sunt niște aberații, știți? Ale unui ministru care nu cunoaște realitatea. Realitatea trebuie să vină aici și să cunoască realitatea la fiecare producător, cu ce se confruntă, ce îi trebuie. Nu să-mi bag ca, ce, asta e așa, ca să elimini intermediarii, dar nu ai ce să elimini, totodată îi faci rău și la producători. În primul rând, eu aveam 5 hectare de teren și mă uit să mai renunț la el, pentru că dacă spune impozii pe agricultură, tu nu-mi dai un leu pentru agricultură. Eu nu primesc un leu, nici de la APIA, nici de la guvern, de la nimeni. Eu m-am dezvoltat singur. Nu cer bani, dar ajută-mă. Dacă vrei să mă ajuți, nu prin lucrul acesta mă ajuți. Nici pe mine, nici pe cei care vor să se apuce de agricultură. Într-adevăr, sunt unii care nu au. Asta e problema lor și e problema acelora care îi controlează și cine le eliberează certificatele de producător. Că știți ce se întâmplă? Pe certificat are trecut 200, 300, 1000 de metri pătrați de teren și ei vând în piață tot anul. Păi trebuie să ai hectare. Ca să ai producție. Ca să ai producție și să vinzi. Când se va face corectitudine, vom fi toți corecți. Nu mai vindem, nu mai cumpărăm, nu mai vinde. Dar atâta timp cât nu este corectitudine, știți noastră, de la vârf de acolo. Deci toate lucrurile trebuie să se pună la punct de la vârf. Și după aceea cu noi, cu supermarketurile. Deci ce, ei sunt corecți? Nu sunt corecți. Spune marfă românească, am văzut eu și marfa cine știe de unde e. Cardul va fi eliberat de asociațiile locale de producători, iar sistemul informatic central va fi la minister.